Salut! Suntem în data de 10 februarie și astăzi voi pune la germinat semințele de ardei pentru a obține răsadurile pentru cultura din grădină. Ardeiul are nevoie de minim 70 de zile de dezvoltare din stadiul de embrion, de sămânță încolțită, până la momentul replantării în sol. Haideți să vedeți ce am pregătit eu pentru astăzi. În 2017 am obținut de la banca de gene din Suceava câteva semințe pe care astăzi vreau să le plantez. Semințe de gogoșar, semințe de ardei capia, aceste semințe le voi pune la germinat în recipiente pregătite. De asemenea, voi semăna. Voi pune la germinat niște semințe de ardei iute, semințe de ardei capia soiul Alexandru și din grădină semințe de gogoșar și semințe de ardei gras. Semințe pe care le-am recortat de la ardeii cultivați în grădina proprie în anul 2022. Am așezat semințele în cutiuțe separate cu etichetă pentru a cunoaște mai târziu ce plante vor răsări. Fiecare cutiuță are eticheta ei și le voi păstra separat, la căldură, bineînțeles, până când semințele vor germina, după care le voi repica în alveole cu pământ. Până atunci, umezesc zilnic semințele pentru a germina și le păstrez la căldură. Salut! Astăzi scoatem de la germinat semințele de ardei capia și ardei gogoșar pe care le-am pus în apă, în aceste tăvițe, în urmă cu 10 zile. Au germinat și procedăm la operațiunea de transplantare a semințelor germinate, a germenilor de ardei, îi mutăm în alveole cu pământ. Cu ajutorul unei spatule foarte fine, am să ridic ușor câte o mlădiță de ardei și o pun în pământ la un centimetru adâncime, nu mai mult. În felul acesta iau aceste plantuțe foarte fine și cu multă atenție le plantăm în sol fertil, pentru ca în continuare ele să-și poată continua dezvoltarea. Sunt niște plantuțe foarte fine, foarte firave. Trebuie manevrate cu mare atenție, acolo unde sunt lipite, sunt de câte 2-3, prefer să le las grupate decât să le bruschez, pentru că dacă le bruschez, cu siguranță am să rup aceste rădăcini. Și ușor, ușor le transferăm în alveolele cu pământ. Alveolele în care am pus pământ sunt niște cofraje din carton în care au fost ouăle achiziționate de la magazin.
sunt foarte bune pentru că sunt dintr-un carton absorbant. Și plus de asta, când planta ajunge să aibă dimensiunea și vigoarea bună pentru a fi transplantată în grădină, nu am să le mai scot din alveole, am să tai alveola cu totul și am să o plantez direct. Tai cu foarfeca și le plantăm direct în pământ. În felul acesta nu-l mai deranjăm din rădăcini. Pentru că ardeiul este destul de pretențios la astfel de manevre, sensibil. Pe fiecare cutie, astfel confecționată, punem și o etichetă pentru ca în felul acesta să știm exact ce am plantat în această cutie. După cum se vede, locul în care eu le voi lăsa este la un este pe un balcon închis cu termopan, dar fără căldură suplimentară. Dar ziua se formează o temperatură ambientală destul de bună, undeva la 17-18 grade, pentru că este un efect de seră de la lumina care trece prin fereastră și încălzește camera. Cum se anunță zile călduroase în perioada următoare, am să le las aici. Chiar dacă noaptea temperatura coboară cam la plus 6-7 grade, cred că vor trece cu succes peste această perioadă încă rece. Important este să nu ajungă temperatura la mai puțin de plus 5 grade, pentru că atunci ardeiul va avea de suferit. Încet, cu răbdare, mutăm plântuțele în alveole. Aceștia sunt semințele de ardei gogoșar. Ardei gogoșar pe care l-am avut în grădină. Am fost mulțumit de el. I-am oprit semințele asta toamnă, iar acum le-am pus la germinat. Germinația se va dezvolta aici, la lumină, după care, în momentul în care plantele vor ajunge la o înălțime de 5-6 cm până la 10 cm, le voi scoate și le voi muta în niște alveole individuale mult mai mari, care să le permită dezvoltarea rădăcinii fără a fi stingherite. Le pun pământ deasupra și le las pe balconul acesta, fără sursă de căldură suplimentară, doar de la efectul de seră care se produce aici, în interior. Fiind la soare destul de puternic lângă această fereastră, pentru a evita uscarea excesivă a pământului, am pus peste aceste semințe germinate câte o folie, o protecție din folie alimentară. Aceasta va avea rolul de a menține apa în pământ. Chiar dacă se evaporă, se face condens și apa pică din nou pe pământ. Iar a doua protecție este împotriva frigului, pentru că nopțile vor fi mai reci și astfel în interior se formează un microclimat, se păstrează căldura. Este un procedeu simplu pe care puteți să-l folosiți și voi acasă, cu
cu câteva semințe vă asigurați necesarul de răsaduri pentru grădina voastră. Și astfel, în primăvară, nu veți mai fi nevoiți să cheltuiți sume destul de importante pentru a cumpăra răsaduri din piață. Încercați și voi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi.